Obiective îndrăznețe ale noii conduceri a societății de transport în comun TUC Râmnicu-Sărat. Noul director își dorește să continue proiectele demarate de fosta conducere, astfel încât râmnicenii să beneficieze de un transport public cât mai civilizat. Pe lista investițiilor planificate a se realiza în perioada următoare se află modernizarea parcului auto, achiziția 8 autobuze electrice și înființarea unei noi autobaze. Urmează implementarea planului de mobilitate urbană. Noi o să beneficiem prin acest plan de 8 autobuze electrice, o nouă autobază. Practic lucrurile o să meargă de la sine, o să ne fie cât de cât ușor să ne dezvoltăm. În prezent, parcul auto al societății TUC Râmnicu-Sărat numără 15 autobuze. La începutul anului viitor, societatea de transport urban intenționează să mai achiziționeze 2 autobuze. În momentul de față avem 15 autobuze în parcul auto. Vechimea medie, nu știu, este undeva la 10 ani, să spun. Ne-am îmbunătățit considerabil parcul auto în ultimii 4 ani, pe mandatul domnului Ciobotă. Ca și mașini avem numai autobuze, nu mai avem microbuze, casând ultimele 6 microbuze acum 2 luni. Societatea Transport Urban de Călători din Râmnicu-Sărat este subordonată Consiliului Local Municipal și prestează servicii de transport de persoane.